după 9 zile de stat în Tasos, concluzia din punctul meu de vedere este foarte clară. Este foarte frumos să vizitezi satele de la munte, este foarte frumos să vizitezi Marble Beach, deoarece este o plajă total deosebită, Paradise Beach-ul, dacă vrei să stai undeva la umbră, să te odinești în ziua respectivă, poți să te duci la plaja de la Raccoonie Beach și neapărat în sejurul vostru de probabil 5, 7, 10, 15 zile, este frumos să vii și tu și într-un aquapark, deoarece parcă întregește tot concediul, parcă îl face cu totul deosebit. Noi în seara asta mergem la seara grecească și consider că am bifat în principiu cam toate obiectivele. Acum suntem undeva în Tripiti Beach, în Tasos, vremea este minunată, iar eu vă urez drum bun în caz că încă nu ați plecat sau concediu plăcut în caz în care o să veniți aici. Nu uitați, plaje, taverne, orașele de la munte și o zi la un aquapark. Concediu plăcut! Am ajuns și pe plaja Marble Beach din Tasos. Aceasta fiind cea mai populară, cea mai frumoasă și în momentul acesta probabil și cea mai aglomerată plajă de pe insulă. După cum vedeți, plaja este plină. Prețurile șezlongurilor sunt puțin mai mari decât anul trecut. 15 euro un șezlong în care primești și și o cafea sau un suc acidulat. O bere este 5 euro, o cafea este 4 euro. După cum vedeți, pe jos este doar marmură, pietricele foarte fine de marmură. Apa este de un turcoaz incredibil de frumos. Ce pot să zic? Foarte, foarte aglomerat. Din punctul meu de vedere, este o locație ideală în momentul când este mai liber și ideală mai mult pentru adolescenți, pentru oameni mai tineri, pentru familii cu copii, deoarece intrarea în apă este destul de abruptă, nu este recomandat pentru copii, dar este o plajă la care trebuie să ajungeți. Există parcare amenajată și o parcare neamenajată. Amândouă sunt arhipline la această oră, se mai poate parca undeva pe versantul muntelui, pe stradă, dar cu riscul de a bloca a doua bandă pe sens.
ajuns și la Paradise Beach, în Tasos. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase plaje din Tasos, datorită nisipului și a priveliștii foarte frumoase, deoarece aici în depărtare avem o insuliță care face priveliștea minunată. Două șezlonguri costă 25 de euro, nu este nimic în plus în cei 25 de euro pe lângă șezlonguri. O cafea este 4,50 euro, un suc, un Schweppes, Fanta, Cola este 3 euro, un hamburger 4 euro, o cafea 4,50 euro și nu știu, și o bere costă 5 euro. Deci prețurile sunt rezonabile, sunt asemănătoare cu cele de anul trecut, poate cu 20% mai scumpe, cam așa. Cum am spus și mai devreme, nisipul este minunat, plaja nu este deloc aglomerată, iar priveliștea este de senzație. Iar apa, cum vedeți, este super, super, super clară. Ceva diferit. În momentul ăsta suntem la un aquapark în Tripiti Beach în Tasos. Welcome at Hive Tripiti Tasos in the water park. It's amazing. Din punctul meu de vedere are de toate. Are piscine, are loc pentru copii mai mici, are un loc destropit cu apă, o cascadă, are un bar unde găsești aproape orice. Prețurile nu sunt foarte mari, iar în spatele meu este un mare complex hotelier, tot așa, cu foarte multe piscine și individuale și colective, unde se poate sta la pe șezlong, se poate lua masa. Există și o zonă de sport, chiar sac de box, rame, gantere, și cred că și bandă de alergat, au cam de toate. În spatele nostru, fix în spate, sunt șezlongurile de pe plajă. Accesul aici la aquapark este undeva la 10-15 euro de persoană, în funcție de pachetul pe care îl selectezi. La modul o familie cu 3 copii, cu o familie formată din 3 persoane,
are acces cu 30 de euro și în banii aceștia intră orice șezlong de pe plajă și este cam pentru orice. Deci pentru sporturi, pentru topogane cu apă, pentru copii mai mici, piscinele sunt de mai multe dimensiuni, iar vederea este minunată. Loc de joacă, trambuline, teren de basket, ping-pong, șah, chiar și un teren de mini-golf. Iar în spate este un traseu de survival și în fiecare zi se organizează un concurs de survival. Wow, Victoria! Acesta este golfulețul de lângă Marble Beach. Mulți oameni îl preferă pe acesta în detrimentul plajei de la Marble Beach, dar după cum se vede, nu este acoperită în totalitate de pietricele din acele micuțe. Este combinată cu nisip. Este foarte apropiată de cariera de piatră. Dar mult mai frumoasă decât Golden Beach. Și aveți în apă, undeva pe aici și mai în spate aici, niște structuri metalice care plutesc, de pe care puteți să săriți. Dar uitați-vă un pic la apă, este superbă, superbă. Thank you.
Acest clip este dedicat persoanelor care caută o plajă mai liberă și cu multă umbră pe tot parcursul zilei. Mai exact, după cum se vede, sunt copaci foarte mari, iar umbra lor ține până în apă, inclusiv la ora 16, ora la care ne aflăm în acest moment al zilei. Aveți aici o grămadă de terase, zone cu șezlonguri, hoteluri unde se poate face plajă la șezlonguri sau au și piscină. Nu costă nimic suplimentar, doar consumația. Țineți cont, foarte, foarte multă umbră, destul de liber. Așa că noi am căutat o zonă mai retrasă și cu umbră, deoarece în această perioadă a lunii este foarte, foarte cald. Intrarea în apă este destul de lină. După cum vedeți aici, în depărtare, undeva la 50-70 de metri, încă sunt copii. Prin urmare și apa este foarte, foarte caldă. Complexul se numește Blue Lake și este foarte, foarte mișto, pentru că poți să ai acces la șezlonguri, la piscina din spate. Este foarte aproape de mare, adică imediat cum cobori pe scări ajungi la mare. Și poți să ai acces la toate astea doar dacă comanzi, de ce, și o bere. Ca și idee, o bere este 4 euro. Un gyros cu cartofi prăjiți și cu tzatziki 8 euro, un fresh 6 euro, prețurile sunt foarte bune, iar locația este foarte bună, o recomand. Cum a fost, John? A fost bine. Ia zi, ideea este să nu stai să te gândești prea mult, a? Da. Era și foarte obosit cum am venit de sus. Am zis că dacă trebuie să mai cobor treptele astea... Să nu mai cobor. A fost bine? A fost ok? Bravo. Ai dat startul. Felicitări. Salut. Am ajuns la Jola. Dacă dați o căutare pe Tasos după principalele atracții turistice din zonă, Jola va fi pe primul loc. Este o piscină naturală acolo, de unde se poate sări. De sus până jos sunt aproximativ 10 metri. Problema este că exact cum a sărit prietenul meu mai devreme și aveți acum filmarea, și o să găsi foarte mulți arici de mare, pentru că atunci când săriți de sus, vă voi duce până jos. Ce pot să zic?
dacă sunteți tineri și sunteți dorinși de o aventură, este drăguț pentru a sări. Altfel, dacă sunteți cu copii sau sunteți puțin mai în vârstă și nu aveți chef de spital, vă recomand să vă duceți într-o plajă mult mai liniștită. Așa că vă doresc în continuare concediu plăcut. Ionuț, după ce ai sărit, spune-ne și nouă, care este cel mai nasol lucru care se poate întâmpla? Să cazi pe un arici. Și să ai plină talpa. Wow. Am ajuns și pe plaja Metalia din Tasos. Asta este o plajă care nouă ne-a plăcut foarte mult de-a lungul anilor. Am vizitat-o de fiecare dată când am venit în Tasos. Este amenajată cu șezlonguri, cu un beach bar. Undeva în spatele meu, undeva pe aici, este o peșteră. Se trece pe o altă plajă mult mai intimă, dar mai murdărică. Este foarte frumoasă. Parte de plajă cu nisip, pietricele, nu nisip fin, și o altă plajă cu rocă. Peste tot cât cuprinde rocă. Locația este una frumoasă, cu două golfulețe. Din păcate, locurile umbroase sunt doar le șezlonguri sau doar sub câțiva copaci. Dar deoarece soarele apune undeva în larg, vine destul de repede soarele și sub copaci. Nouă ni se pare frumoasă, dar are neajusturile ei. Este o plajă destul de liberă pe tot parcursul sezonului estival. Din punctul meu de vedere, ăsta este un loc minunat pentru a face snorkeling, deoarece prin toate crevasele astea de la roci se ascund o grămadă de peștișori și mai mici și mai mari, de toate felurile. Am ajuns și pe Tripiti Beach. Această plajă este foarte apropiată de Limenaria și este o plajă foarte frumoasă cu nisip și pietre. Intrarea este destul de lină în apă. Două șezlonguri costă 5 euro. De vedere este un loc foarte frumos, mai ales că aveți și o peșteră unde puteți să mergeți.
iar undeva în spatele meu, fix aici la deal, este plajă de nudiști cu nudiști pe ea. Așa că pentru amatorii de senzații tari, cred că este o plajă desenată și copiilor, și familiilor, și tinerilor, și exhibiționiștilor. Iar acum am ajuns la Tripiti Cave, care este foarte aproape de plajă și practic are un mic golf cu ieșire la mare. Superb. Superbă locația. Golden Beach Tasos, într-adevăr, cum îi spune numele, nisipul chiar este foarte frumos. Bun, am aflat cât costă și șezlongul aici în Golden Beach. Este 10 euro două șezlonguri cu tot cu umbreluță, dar trebuie să faceți consumație extra de încă 20, deci undeva la 30 de euro două șezlonguri. Este mai ieftin decât la Marble Beach, decât la Paradise Beach. Suntem în Tasos, iar în Tasos există două mari localități și foarte frumoase, pe nume Teologos și Panagia. Astăzi suntem în Panagia și o să vizităm aleile principale, o să vizităm niște restaurante și o să vizităm și Dragon's Cave, peștera dragonului. Un drum un pic mai greu accesibil, dar este ok. Este acceptabil pentru orice nivel de vârstă și condiție fizică. Vă recomand inițial, după ce parcați, să o luați pe străduța aceasta, să vă duceți până la biserica Sfânta Maria, după care să mâncați și să coborâți spre spre peștera dragonului. O să vedeți că aveți foarte multe magazine de unde puteți să cumpărați suveniruri, aveți foarte multe magazine de unde puteți să cumpărați și ulei, săpunuri sau orice alte produse grecești.
Rosia. Suntem la restaurant. Sper să fie mâncarea bună. Spre Peșteara Dragonului, de aici din centru. Se merge ușor spre ieșire, iar la restaurantul Elena, o să vedeți acolo sus, Cave Dragon Trica sau ceva de genul ăsta. O luați pe aici, pe strada asta, coborâți și veți ajunge la peștera. Merită. Cam întunecoasă, dar merită. Se coboară pe o stradă asfaltată, iar unde se vede acest semn, se merge pe alea asta aproximativ, nu știu, 7, 8, 9 minute și se ajunge la peșteră. Menționez că drumul este destul de accesibil, similar cu ce se vede aici, iar peștera este exact după cum urmează.